Dragii mei, suntem în binecunoscuta zona stațiunii Covasna, Valea Zânelor. Unii dintre voi ați auzit, alții acum pentru prima oară. Aici este un loc de campare, un loc de popas, foarte frumos amenajat. Deocamdată vremea nu este chiar prelnică, dar lumea a ieșit, să știți că este lume. Și sunt mașini din toată țara, nu sunt numai covăzneni, chiar noi covăznenii suntem minoritari acum aici. Dar am venit într-o zonă și la o oră în care lumea servește masa de prânz, ca să nu fie mai aglomerat. Când veți ajunge în stațiune, acest traseu este extraordinar de făcut. Este un aer ionizat și vă veți răni și atât trupul cât și sufletul. Bate un pic vântul, vă arăt acolo sus, este cetatea Tacică, se numește comercial cetatea Zânelor. Și am intrat la Poiana Ciucaș, Valea Zânelor. Ciucaș deoarece firma Ciucaș, de bere Ciucaș, a făcut... Dacă ești mai înalt, dai cu cap. A, da, păi da. Ia mai zi o dată să audă și dacă ești puțin mai înalt, eu am doar 1,65. Precis sunt acum, generații mai înalte, dai cu cap. Da, da, observ că totuși au gândit inteligent cei înalți. De 2 metri, extrema dreaptă și extrema stângă. Și dacă nu vezi? S-a, Rareș a întrebat Sorin când te întorci. Nu trebuie să-mi scrii public. Poți să-mi scrii în inbox că știm că ești plecat și vrea să știe Sorin când te întorci. Îl salut pe prietenul nostru de la Brașov, poetul Laurențiu Ciprian Tudor. Frate Laurențiu, știu că îți place să călătorești. Poate faci un traseu și la Covasna, la Valea Zânelor. Grătarul, uite, așteaptă. Sau e pian, ce-i pian, orgă, ce aici? Nu, e grătar, nu? E nou, nou. Ia, uitați, fraților. N-a fost folosit niciodată. Nefolosit. Cine va fi primul? Acela va avea super un moment uite istoric de povestit la nepoți. Primul grătar în Poiana, Valea Zânelor. La mulți ani la Laurențiu și la toți brașovenii noștri, prieteni și la colegii mei de la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Vedem ce scrie acolo pe tablă. Da, păstrați distanța de 2 metri între cerpi. Asta e tare de tot. Și căprioarele? Și că căprioarele nu au voie să nu păstreze distanță. Peste 18 ani. Aha, 18 ani. Da, frumos. 2 metri. Nimeni nu se ia de căprioare, doar de cerpi. Grătare nefolosite. Totul, totul este nou-nouț. Vă așteaptă. Ziua, la mulți ani! E fioros? Fiorosule! Fetiță sau băiat? Băiat! Cam bate vântul! Cam bate vântul urechile! Sănătate! Pa, 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 pa!
fericită. Ce fericită. Zici că e rachetă. Zici că e Bugs Bunny. Drăguțul de el. Probabil că stau la bloc. Da. Foarte fain. Da. Ia să vedem ce anunțuri sunt. Locul rămâne curat, tu te întorci relaxat. Bine, cârtițele își fac datoria. La mulți ani, Irinel Racu. Salutări acasă la voi, la toți. La mulți ani, doamna Cotolinghero. La toată familia. Suntem aici la cel mai frumos loc. Să vedem ce acolo. Foarte, foarte frumos. Bine aranjat, bine îngrijit. E adevărat că este nou-nouț. Să vedem cât vor păstra turiștii. Grătăreală, relaxare. Și acolo? Mergem și vedem. Ceva... Acolo e hârjoneală. De schimb? De hârjoneală? La hârjoneală, dragii mei, și bineînțeles să păstrăm curățenia totdeauna. Mergem mai departe. E pregătit aici terenul pentru foarte multă lume. Aici e un monument mai vechi. Aici este un monument istoric. Trecut momente frumoase aici, am trecut. Bine că e curat. Frumos, da. Locuri. Bine că l-a păstrat. Asta e bine. Da. E, acum încă un anunț frumos și inteligent. Ia să vedem ce ne spune anunțul. Dacă nu e muzică, poți auzi natura. Da, țin minte că înainte și în alte locuri se venea pentru a asculta muzică tare la boxe. Nu prentează, nu e frumos. Să auzim natura, să vedem razii. La mulți ani, Codruța Oltean. La mulți ani, binecuvântați, ne scrie. Vă mulțumesc că vă osteniți să scrieți, să dați un semn. Așa cum suntem noi alături de voi și voi sunteți alături de noi. Sper că ați petrecut bine sărbătorile acestea, dar vreau să vă atrag atenția că nu s-au terminat. Oameni buni, ce urmează? Două mari sărbători naționale. Boboteaza. Asta e internațional. Asta e sărbătoare internațională în creștinism. Și Sfântul Ion. Sfântul Ion, sărbătorit de milioane de oameni care poartă acest nume. Bărbați și femei. Grătarele sunt în așteptare. Salutăm pe Mihai Mihaela la mulți ani, Iuliana Mărginean la mulți ani. Să ne vedem fără măscuță.
Deci noi suntem aici paralel cu linia ferată a Mocăniței. Unde? La o cascadă. La o cascadă. Haideți să vedeți și cascada de la Covasna. Dar mai e ceva până acum. Mai e de mers? Da, o să o luăm pe linia ferată. Da, pe linia ferată, bineînțeles. Uite și aici câteva. Uh-huh. Super. Da, ne scrie Mihaela, bucurie, la mulți ani cu sănătate. Mulțumim pentru excursie. Ne spune să aveți sărbători binecuvântate. Și noi ne bucurăm să vă prezentăm așa lucruri frumoase. Chiar dacă acum le facem virtual. Și noi am călătorit în iarna aceasta virtual. În mai multe țări chiar. Prin intermediul televiziunii și a internetului. Și bineînțeles postările prietenilor noștri care s-au dus și au îndrăznit să sfideze pandemia. Oprișan Mihaela, la mulți ani, ei ne anunți sănătate și la mulți ani. Intrăm pe o porțiune foarte frumoasă a Mocăniței, a traseului. Nu știu ce să fac, să opresc transmisia, să reau. Ce ziceți? Mai e puțin de mers. Poftim? Nu te-am auzit. Nu. Ok, e frumos. E plăcut afară. Foarte puțin adie un vântuleț. Aseară a bătut vântul mai tare. Dar ce am observat în oraș, în stațiune la hotel, a fost mișcare. Nu multă. Dar n-a fost închis total peste tot. Așa mi se pare mie, că foarte mulți. Mai ales că acum, da. Mai ales că acum se merge și spre Comandău. Este un punct destul de interesant. Imediat ajungem. Da. Dacă aveți răbdare și rămâneți până la final, veți vedea o cascadă frumoasă. Și am văzut foarte multe mașini de Buzău, de Galați, Brahova. Și acum cred că lumea pleacă spre casă.
este un loc de popas puțin mai sus. Se și fac de... grătare, deci da, deja a pornit, au început un grătăreala. Fumurile de la indien, știi? A început grătăreala. Da, și se ajunge la planul înclinat. O fostă minune tehnică care, din fericire, s-ar putea să o revedem refăcută. Și aici este o stație de mocăniță și mergem la cascadă. Bancuțe și aici, în dreapta, pe palierul ăsta lat. Foarte frumos. Pe jos frumos amenajat. Da, foarte frumos, traseul nu e așa de lung, s-a părut. E foarte plăcut. Așa cum am vorbit și cu domnul primar în interviu care l-am luat în luna decembrie, săptămânile trecute, s-a făcut aici o amenajare foarte frumoasă cu mobilier urban. Și să vedem cum s-a amenajat cascada. Noi n-am mai fost de atunci. Nu cascada în sine, ci... ci până la cascadă. Dacă în trecut aici era un risc să cobori, noi ne-am riscat nu odată, da. Iată că acum totul e amenajat. Uite ce fac. Căi. Balustradă. Așa cum trebuie să fie într-o stațiune. Sunteți mulți dintre voi în premieră la emisiunea noastră Macos Turism. Haideți la cascada de la Tova. Ia uite ce fac. Dacă intrați, pe internet și dați cascada Covazna, veți vedea mai multe fotografii extraordinare realizate de mulți turiști din toată țara și chiar din lume. E un loc micuț, dar cu un potențial artistic foarte valoros. Haideți. Micuț, dar drăguț. Ia să vedem de aici cum arată. Ați obosit, vă puteți odihni aici. Vezi că s-ar putea să alunece piatra. Doamna Veta Biriș este cu noi, vă mulțumim, doamna Veta Biriș. Dumneavoastră ați fost la Covazna, dacă știu eu bine, ați fost de mai multe ori. Am avut și onoarea să ne vedem. Ați concertat de mai multe ori și vă mulțumim foarte mult, vă așteptăm și data viitoare. Salutări lui Silviu Biriș, prietenul nostru, nepotul dumneavoastră. Aici este locul cel minunat, e o încărcătură energetică foarte, foarte bună, foarte plăcută. Mihai Mihaela zice foarte frumos, bravo domnului primar, așa am spus și noi, bravo, și bravo echipei, întregii echipe de la primăria Covazna, Consiliul Local și cei de la județ, care întotdeauna au fost alături de covăzneni. Eu am fost aici această vară și vin cu grupuri, vin cu prietenii care ne vizitează și ne bucurăm împreună de acest loc mirific. Aici sunt oameni care pun pietricele, tot felul de construcție.
E sublim. Apa e verzie ca la ochiul Bay. Culoarea aceasta mi-amintește un pic de culoarea de la ochiul Bay din Cara Severin. Cine a fost acolo știe. Prietenul meu Nicu de la Buhui spune că este ochiul lui Dumnezeu, metaforic. E o culoare cu totul specială. Văd că și aici începe să se contureze. Adela Blădășel la mulți ani. Mulțumită special alături de noi. Nu știu dacă se aude, că aici este puțin zgomot. Oamenii sunt la plimbare. V-am spus că este o zonă foarte bogată în ion, este ozonată. Și de la Brașov nu este departe, de la Onești se poate veni, Bacău Onești, de la Iași, de la Târgu Mureș. Da, vezi? Da. Da, parcă ascultat așa în piatră, în blocul ăla mare de piatră, s-a făcut așa ca o covată. Arată-le pe acolo. Uite ce frumos cade apa. Da, păi am observat de la parcă început. Data trecută nu era așa de evident. Da, într-adevăr... Da. Cade. Nu e o căzătură bruscă. Da, nu are înălțime mare, dar... E destul de spectaculoasă la mărimea ei și vă invităm să veniți să o vedeți. Ne scrie Gianina Rogero și Vitone din Italia, vă salutăm. Ciao a tutti. Ne scrie așa, dragi prieteni, ce mă bucur pentru voi. Noi în Italia, zona roșie. Da, suntem într-o perioadă destul de complicată a existenței, cum n-a mai fost în istoria omenirii, dar vom trece cu toți cu bine și aș vrea să-i salut pe toți prietenii și clienții noștri din Italia, pe toți preoții, enoriașii pe neamuri. Și pe neamurile din Italia, San Marino, da, din Spania. Foarte mulți prieteni de-ai noștri sunt în Spania, Germania, Danemarca, Norvegia. Nu mai spun că sunt în aproape toate țările. Și Cehia avem, prieteni, și Slovacia, Serbia, părintele. Da, mergem. Sorin Meșter se uită și îl salutăm și pe el. Deci încă o dată, tutti augurii pentru frații noștri din Italia. Mergem. O să mergem, dar cred că trebuie să facem o pauză pentru că e destul de departe. Ia mai spune, da. O să mergem până la planul înclinat, dar o să facem o pauză pentru că e ceva de mers. 3 minute. Și ca să nu vă plictisiți pe drum, așa, da. Simplu, o să mai facem un live când ajungem acolo. Corect. Dragii mei, ne revedem în episodul următor. Vă îmbrățișăm cu drag pe toți. La revedere! Nu durează mult, stați pe poziție! Doamne ajută!